Сегодня лидер ЛДПМ Владимир Филат, председатель ДПМ Мариан Лупу, а также лидер парламентской фракции Либеральной партии Юн Хадырка подписали соглашение о формировании новой правящей коалиции. В нее вошли 53 депутата. Есть un момент important, care de fapt aduce stabilitatea politică în Republica Moldova după o perioadă de mai multe frământări. Dacă doriți, este un examen pe care l-a trecut clasa politică din Republica Moldova și care sperăm în rezultat va aduce ceea ce așteaptă cel mai mult cetățenii Republicii Moldova. O guvernare bună, care să le aducă bunăstare, să le aducă siguranță că instituția. В свою очередь Мариан Лупа отметил, что подписание соглашения о создании новой правящей коалиции означает создание условий для политической стабильности и предпосылок для того, чтобы парламент и правительство продолжили начатые реформы. Noi gândim că acest acord politic vine să stabilească echilibrul politic, vine să stabilească noi condiții pentru asigurarea eficienței și ceea ce este numai puțin important, noi mecanisme de comunicare, fiindcă toate ele trebuie să fie văzute la pachet. Am convenit și în continuare să continuăm munca noastră comună în acest sens, să ne inspirăm din cele mai bune practici europene. Am discutat cu colegii și vom munci în perioada următoare de timp asupra unui proiect de lege privind coalițiile, o situație existentă de mulți ani în cadrul statelor membre a UE, în cadrul democrațiilor avansate, fiindcă cred că semnificația momentului de astăzi constă nu doar în asigurarea stabilității politice și eficienței de funcționare a instituțiilor statului până la următoarele alegeri parlamentare. Eu gândesc că importanța este una de bătaie lungă, fiindcă în această perioadă noi trebuie toți împreună, dând dovadă de clar viziune, să punem bazele unui sistem politic funcțional și echilibrat pe mulți ani înainte. Лидер парламентской фракции либералов Юн Хадырка, в свою очередь, заявил, что политический класс сегодня предпринял верный шаг. Venirea noastră în acest angrenaj nu a fost deloc întâmplătoare. Noi ne-am străduit prin pasul nostru, prin mesajul nostru, să menținem, să salvăm, dacă vreți, menținerea cursului pro-european, pro-europenismul. L-am cultivat permanent la toate întâlnirile cu înalți oficiali europeni și am afirmat permanent că suntem gata să contribuim, să facem tot posibilul pentru a forma noua majoritate parlamentară și a forma noul guvern pro-european. Am înlăturat pericolul și obstacolele create în drumul nostru pentru a nu admite desfășurarea unor anticipate. Как и при заключении предыдущего соглашения, участники переговорного процесса заверили, что в новой правящей коалиции воцарится позитивная и конструктивная атмосфера, а связь всех ветвей власти будет налажена на должном уровне. Председатель партии коммунистов Владимир Воронин, комментируя формирование новой правящей коалиции, заявил, что подписание очередного соглашения между бывшими коллегами по АИИ не изменит сложившуюся ситуацию. Dorim, nu știu ce considerate, să revenim la guvernare, Doamne ferește. Dar cei care din voi vorbesc despre aceasta fac o tălmăcire absolut incorrect. Ne-am spus că în așa situație, cu așa parlament, care nu poate valorifica termicirile conform Constituției, care nu poate crea o echipă conlucrativă, o echipă normală de guvernare, nu o să primească nimic. De aceea nu am pledat și pledăm pentru alegeri anticipate, cât mai urgente. O să se schimbe. Foarte multe poate să schimbe. De văd că nu prea vă schimba, dar chiar doar să se schimba. A voi, rebeata, ca ne săditeți, muzicante, ne găditeți. Niciodată nu se primească nimic. E ca să ne sminte. Pentru că rădăcina este putrezi. Nu se primească nimic. O să prelugească moartea lor clinică încă câteva luni de zile. Și totul nu se termină cu alegeri începate. Pur și simplu, sunt mecanisme care pe ei au impus să facă acest lucru astăzi, acest spectacol. Mecanismele acestea sunt pe interior, care se numesc mafioti corupte,
sunt pe exterior, care se numesc structuri europene. Так отчасти с механизмом. Напомним, соглашение о формировании АИ-2 было расторгнуто по инициативе либерал-демократов 13 февраля нынешнего года. Владимир Филат заявил тогда, что покидает Альянс за европейскую интеграцию по причине нахождения в его составе партии, которой руководит сомнительная личность, олигарх, подчинивший своим интересам все государственные институты.